Ziua Internațională a Fericirii este sărbătorită anual pe data de 20 martie și a fost concepută și fondată de filantrop, activist, om de stat și consilier special al Organizației Națiunilor Unite, Jaime Illien, pentru a inspira, a mobiliza și a promova mișcarea fericirii globale. În 2011, acesta a adus ideea și conceptul de creare a unei noi zile globale de conștientizare, Ziua Internațională a Fericirii, către înalții funcționari ai Națiunilor Unite. Deși este marcată într-o singură zi din an, fericirea ar trebui simțită în fiecare zi. Specialiștii ne recomandă să găsim lucruri, activități sau persoane care să ne genereze această stare. Fericirea este acea stare pe care ar trebui să căutăm să o avem în fiecare zi. Desigur, ea nu va avea aceeași intensitate mereu, este variabilă. Putem găsi fericirea în activități cu familia, munca noastră, hobby-uri, prieteni, dar și într-o rază de soare, o ploaie de vară, muzică bună, o plimbare în parc. Important este să ne dorim să fim fericiți în fiecare zi, să fie un deziderat la care să nu renunțăm. Doar așa putem să ne asigurăm sănătatea fizică și mentală, dorindu-ne bucurie și zâmbete zilnic. Pe 28 iunie 2012, Adunarea Generală a ONU a stabilit că Ziua Internațională a Fericirii să fie sărbătorită pe 20 martie. Ziua dedicată Fericirii Mondiale coincide cu Ziua Internațională a Francofoniei.